genunchia în fața fricii. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Psalmul 56:3. Frica nu este de la Dumnezeu, ci de la Satana. Așa că, de câte ori simți prezența fricii în viața ta, să știi că inamicul vine împotriva ta. De multe ori, în predicile mele, spun că teama este un spirit care stăpânește. Satana folosește acest spirit în încercarea de a-i stăpâni pe oameni și de a-i opri să intre sub conducerea adevăratului stăpân, Iisus Hristos. Mulțimi de oameni nu își împlinesc niciodată chemarea lui Dumnezeu pentru viața lor, din cauza că, de câte ori încearcă să înainteze, Satana folosește frica pentru a-i opri. O folosește și în dreptul tău pentru a te opri? Satana folosește frica pentru a împiedica pe oameni să se bucure de viață. Frica aduce chin, deci cu siguranță nu poți fi în același timp chinuit sufletește și să te bucuri de viață. Când diavolul aduce frica în viața ta, poți alege să nu îngenunchezi în fața ei. David spune, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Este adevărat că atunci când faci efortul de a urma pe Dumnezeu cu toată inima, inamicul vine să te atace prin frică. Totuși, dacă îți pui încrederea în Dumnezeu, El te poate ajuta să înfrunți frica și să pășești înainte. Rugăciune. Doamne, nu doresc să îngenunchez în fața fricii. Îmi pun încrederea în Tine. Știu că mă pot baza pe Tine și că îmi vei da curaj și putere să mă opun fricii.